Mișcarea legionară a fost una dintre cele două forme de politică extremistă care au marcat istoria românească a secolului al XX-lea. Dacă cealaltă mișcare de extremă, adică Partidul Comunist, a condus România vreme de 42 de ani, în schimb, mișcarea legionară s-a aflat la conducerea României doar 5 luni de zile, din septembrie 1940 și până în ianuarie 1941. Drept care în acest episod vă propun să recapitulăm împreună scurta, dar nefasta istorie a statului național legionar. La începutul toamnei anului 1940, România era un stat aflat pe marginea prăpastiei. Trei provincii istorice, adică Basarabia, Bucovina și Transilvania de Nord, fuseseră rupte din trupul țării, iar viața politică de la București era în plin haos. În aceste condiții, pe 14 septembrie 1940, România devenea stat național legionar. Dar drama României interbelice se afla abia la început. Mișcarea legionară din România luase naștere în iunie 1927, atunci când liderul Cornelu Zelea Codreanu înființase la Iași Legiunea Arhanghelul Mihail. Vreme de un deceniu, Legiunea fusese o formațiune de la periferia politicii românești, dar la alegerile din decembrie 1937, legionarii obținuseră peste 15% din voturi și se clasaseră ca al treilea partid al țării. Speriat, regele Carol al II-lea a decis în noiembrie 1938 asasinarea liderului Zelea Codreanu. În septembrie 1940, după plecarea din țară a regelui Carol al II-lea, părea că mișcarea legionară condusă acum de Horia Sima se apropia de victoria sa finală. În noul stat național legionar, Horia Sima și generalul Ion Antonescu promiteau că vor împărți puterea. Din păcate, prima grijă a legionarilor a fost să se răzbune pe adversarilor politici. Aproape 70 de foști demnitari ai statului au fost asasinați, printre ei Nicolae Iorga, Virgil Magiaru, Gheorghe Argeșanu sau Victor Iamandi. De fapt, relațiile dintre Horia Sima și Ion Antonescu au fost de la bun început foarte încordate. Cei doi erau ca două săbii în aceeași teacă. Încă din octombrie 1940, între cei doi au avut loc mai multe schimburi de scrisori în care se vedea clar dezacordul cu privire la conducerea României. Într-una dintre aceste scrisori, Ion Antonescu îi spunea lui Horia Sima: nu se poate ca doi dirijori să conducă în același timp aceeași orchestră. Și răfuiala lor era abia la început. Tensiunea dintre legionari și Ion Antonescu a fost accentuată și mai mult pe 14 ianuarie 1941, când generalul a făcut o vizită în Germania și s-a întâlnit cu Adolf Hitler. Temându-se că Antonescu îl sabotează pe la spate, Horia Sima a crezut că îl va putea elimina pe general. Rebeliunea legionară a început pe 21 ianuarie 1941, când Antonescu a dorit să schimbe prefecții legionari și să pună în locul lor militari. În București și în alte orașe s-a ajuns la lupte deschise. Rebelii legionari au atacat instituțiile statului și au deschis focul împotriva armatei române. În următoarele zile au murit 21 de soldați și peste 370 de civili, dintre care 118 evrei. Zeci de legionari au fost omorâți de asemenea, iar câteva mii dintre camarazii lor au fost arestați. Pe 23 ianuarie 1941, rebeliunea legionară a fost înfrântă. Lua astfel sfârșit scurtul episod al regimului național legionar. Din acest moment, Ion Antonescu rămânea singur la putere. El are merite reale în stoparea insurecției legionare, dar acest detaliu nu-l va ajuta foarte mult în anii următori. În cele 5 luni cât au stat la conducerea României, legionarii s-au dovedit a fi amatori între ale politicii, iar pofta lor de revanșă a fost mai mare decât dorința de a stabiliza țara. Crimele pe care le-au comis în rândul politicienilor și în rândul armatei îi dezonorează și mai mult. Astfel încât morala poveștii noastre este simplă. Legionarii au venit la putere în septembrie 1940, având legenda de salvatori. Dar au plecat de la putere în ianuarie 1941 cu legenda de criminali. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.